Imediat mai multe. Peștii sunt sfătuiți să nu mai ceară de la ceilalți ceea ce ei nu oferă Pentru că ar putea fi acuzați că sunt egoiști și total lipsiți de empatie Berbecii sunt îndemnați astăzi să nu, la, nu se lase copleșiți de emoția unui eveniment din viața lor Și să acționeze cu mult calm și sinceritate Un mic conflict, pe văd, prevăd astrele, pentru nativii Tower Poate fi vorba de o discuție aprinsă cu persoana iubită ori cu cineva din familie Gemenii pot fi dați peste cap de cineva care pare că le face avansuri, însă totul este extrem de incert, iar starea de confuzie îi consumă foarte tare. O stare de bine îi cuprinde pe nativii RAC, cum vă spuneam, aceștia pot trăi niște sentimente pe care nu le-au mai simțit de multă vreme. Cupidon le-ar putea surâde nativilor singuri, spun astrele. Dragi lei... Fiți mai blânzi cu voi înși vă și nu vă mai judecați atât de aspru. Mare atenție la cineva din jur ca acesta să nu vă simtă slăbiciunile și să folosească asta în defavoarea voastră. Fecioarele sunt îndemnate să dea curs ideilor ceva mai îndrăznețe astăzi. Ezitarea nu ajută la nimic, iar uneori să lăsați lucrurile să vină de la sine este cea mai bună idee. Nativii Balanța ar putea simți că sunt în plus într-o poveste. Fie este vorba de relația cu partenerul de viață, fie o prietenie la care țin foarte mult, nu mai e la fel ca înainte. Dragi scorpioni, dacă faceți o promisiune, asigurați-vă că o și duceți la bun sfârșit, altfel riscați să vă pătați imaginea în ochii celorlalți. Săgetătorii se trezesc cu fața la cearșaf și parcă nimic nu le convine. Absența cuiva în viața lor îi afectează pe mai multe planuri dacă nu reușesc să își ia gândul de la asta. O zi perfectă pentru tras linie și făcut planuri pe mai departe în ce îi privește pe capricorni, câteva ore petrecute în liniște de unii singuri, este tot ce aveți nevoie. O scurtă călătorie se întrevede în cazul vărsătorilor, lucru care îi va bucura nespus pentru că aveau mare nevoie de o.